primul semnal de claritate vor fi alegeri locale. Și se vor întâmpla câteva lucruri care sunt previzibile. Noi am trecut deja experiența asta. Primul lucru previzibil va fi faptul că în alegeri va fi o împărțire de voturi. Vor intra foarte mulți la PAS, foarte mulți la socialiști, la comuniști, de la USATE, poate, de la alte partide, de la ȘOR foarte mulți. Și când va veni momentul luării de decizii în privința consiliilor raionale, se va ajunge la momente de pragmatism politic, în care PAS-ul pe alocuri va trebui să facă alianțe cu PD-ul, cu socialiștii, cu ȘOR, pentru că nu ți iese de multe ori. Da. Și atunci se vor instala guvernări hibride, iarăși anumiți lideri politici vor obține mandate la primării, la consilii raionale, curățirea generală nu va avea loc, pentru că asta este evident. La nivel local, PAS are mari probleme. Oamenii din teritoriu sunt mulți reutilizați din alte partide. Nemulțumiri profunde există față de lideri la nivel local. Și la președinția raioanelor, și la președinția organizațiilor pe care ei le au. Și astea sunt probleme care sunt sistemice, ele nu depind doar de PAS. Cu asta se vor lovi toate partidele politice. Spun încă o dată, homul moldovanus nu poate fi reinventat. El ar fi putut fi reeducat în condițiile în care ne-am fi reunit cu România și lucrurile ar fi încăput într-o altă albie. Fără un aflux de conducere din exterior, fie ea europeană sau românească, Republica Moldova de una singură nu va fi capabilă să-și rezolve problemele majore ale moștenirii sovietice pe care le-a metamorfozat diferitele guvernări neocomuniste și neosovietice, care chiar dacă s-au numit pro-europene, au rămas în esență neostaliniste, neosovietice, neocomuniste. Profund. Dar